să vorbesc cu fake-ul meu. Îmi pare rău. Îmi pare rău că mă dau drept tine. Ești mai rău de tot fake-ul ăsta. Ce rea e Bibia asta. Cum să vorbești așa? Hai că deja încep să cred că eu nu sunt eu. Nu mai știu care din noi e Bibi. Hei, salutare gașcă, eu sunt Bibi, voi sunteți pe canalul meu de YouTube și în acest vlog cred că o să râdem foarte mult. Stăteam pe Instagram, apropo, vă aștept pe contul meu de Instagram, aveți linkul în descriere. Vă aștept acolo cu un follow și cu multe inimioare la poze. Hai să strângem cât mai repede milionul ăla pe Instagram, suntem aproape 700.000, deci mai avem puțin. Vă aștept cu un follow neapărat pentru că sunt super activ acolo, inclusiv pe story. După cum bine știți, încerc să vorbesc cât mai mult cu voi. Vă răspund la comentarii, vă răspund la mesajele din privat, bineînțeles toate astea în limita timpului. Și partea amuzantă e că acum jumătate de oră am intrat pe Instagram, am intrat în mesajele din general ca să răspund la cât mai multe și m-a amuzat foarte tare acest mesaj. M-am gândit imediat să fac un vlog și să dăm curs acestei fantezii, acestui cont care văd că își dorește să fie Bibi. Această persoană îmi spune: bună, poți te rog să-ți ștergi contul? Ești fake și nu îmi pot pune numele oficial. Nu vreau să ne certăm, dar o voi face dacă este nevoie. Îmi vreau username-ul și nu te mai da drept mine. Îmi pare rău. Îmi pare rău că mă dau drept tine. Da, m-am amuzat foarte tare pentru că, după cum bine știți, eu am și verified-ul pe Instagram și mi l-am dorit foarte mult fix din acest motiv. Pentru că erau foarte multe conturi care se dedeau drept mine, erau foarte multe fanpage-uri, iar pentru acest lucru sunt tare recunoscătoare și vă mulțumesc din suflet pentru întreaga susținere. Însă nu se știa exact care este contul meu. În sfârșit, acum ceva timp, am primit verified-ul suprem, eram în cel mai mare extaz posibil și încă primesc mesaje de genul. Și am zis, hai să facem un vlog și hai chiar să îndeplinim dorința acestei persoane care își dorește să fie Bibi și îmi și scrie să-mi șterg contul pentru că eu sunt fake. Bineînțeles, n-am să vorbesc de pe contul meu cu Bibi, am să-mi fac un cont fake și o să mă dau drept cea mai mare fană Bibi. Mai pe scurt, în acest vlog o să vorbesc cu fake-ul meu, să-i dăm drumul. Hai să ne creăm contul, o să mă numesc Antonia Bianca. Este deja folosit acest utilizator, bineînțeles, așa că o să pun 2, 2, 0. Merge! Hai să-i dăm follow lui Bibi oficial, cea cu verified. Și acestui cont să-i dăm follow. Se numește bibi.oficial10. Perfect! A pus ceva la story. Hai să vedem ce a pus la story. Vă pregătesc o nouă piesă! E bine, îmi face promovare. I like it! My secret account. Și-a pus și poza nouă. Hai să-i dăm like și să-i citim descrierea pentru că este foarte importantă. Contul meu secret. Dacă ai găsit acest cont, ești norocos! Vă pup, bibișori! Hai să-i dăm mesaj și să vorbim cu ea. Bună! Tu chiar ești Bibi? Nu pot să cred că am găsit acest cont. Sunt cea mai mare fană. Răspunde-mi, te rog. Mă, s-ar putea să fie Bibi oficial, că răspunde puțin mai greu. Cred că are prea multe mesaje. Ești fake? E activă! Mi-a văzut mesajul! Printre atâtea mesaje să-mi vadă mie, tocmai mie mesajul, mă simt onorată. Hai să vedem. Bună, nu sunt fake. Hai, nu mă nebuni. OMG! Nu cred. Sunt cea mai mare fană. Te iubesc, Bibi. Ci că și eu aș avea aceeași reacție. Mamă, câtă modestie. Și eu te iubesc. Ce drăguț. Dar mă iubesc mai mult pe mine. Bună asta, bună asta. Ție nu-ți place de mine? Adică sunt foarte frumoasă și talentată? Nu cred. Haha, ești amuzantă, Bibi. Îmi place foarte mult de tine. Vrei să fim prietene? Sorry for me, scuză-mă pe mine, scuză-mă, Bibi, am întrebat-o, vrei să fim prietene? Și mi-a răspuns, să zicem, ce vrei de la mine mai exact, că sunt foarte, foarte, foarte ocupată. Nu vreau nimic. Te iubesc și vreau să vin
la concertele tale. Când o să mai ai concerte? Că îmi doresc mult să fac o poză cu tine. Să vedem dacă știe când ai concerte. Bună asta! Încep concertele după data de 18. Să vedem dacă știi această Bibi. Păi o să anunț pe contul meu când am concerte. Deșteaptă. Fake-ul ăsta e deștept. O duce capul pe Bibi, îmi place ideea. Dar nu știu dacă stau la poze mult timp. Oh, dar ce fițos. Trimite-mă o poză cu tine să văd dacă vreau să facem. Mai e și selectivă. Eu sunt foarte timidă. Îmi este rușine. Dar te apreciez enorm. Da, chiar mă apreciez enorm. Adică ce spun aici nu este deloc fake. Cică, haide că nu arăți ca vâlpița 100%. Mamă, le are pădume acest fake. Câți ani ai? 16 ani. Te urmăresc de la 14 ani. Până acum acest fake este cam arogant, așa. Super tare, îți mulțumesc. Mă, măcar mulțumește. Ție, de ce îți place de mine? Pa, am ce să zic aici. Lăsați-mă un picuț. Pot să te rog ceva? Sigur. Ia uite ce comunicativ e fake-ul ăsta. Sigur, orice pentru tine. Iubesc tot la tine. Ești frumoasă, talentată. Ia, uite-o-mă. Bibi.oficial. Îmi fură identitatea. Pot să o raportezi? Pentru că îmi fură și urmăritorii. Și nu are curaj să vorbească cu mine. Au! Am zis, eu iubesc tot la tine, ești frumoasă, talentată, dacă are la fake. Știu, nu? Mulțumesc! Atât de eu! Nu, glumesc. Eu i-am scris, dar nu vorbește cu mine, e fricoasă. Da, mă. Păi acel cont nu este al tău și acesta este unul secret? Nu e contul meu acela, așa crede lumea. Păi are verified și aproape 700.000 de urmăritori. Am zis că dacă zic că acesta este secret, mă urmărește lumea. E sumar rău de tot fake-ul ăsta. Sunt ăștia de la Instagram mai bătuți în cap, nu știu cum au verificat-o. Pe bune, tu ești cea reală? Că sunt jet be jet. Poți să îmi faci o poză? Te rog, nu îmi vine să cred că vorbesc cu tine. Poză vrei? Da! Nu să-ți cânt? Dacă poți, cântă! Te rog, eu că stai să o fac. Mama, am emoții. Hai că deja încep să cred că eu nu sunt eu. Îți cânt de obicei? Opa, să bagă și la piesă grea. Da, iubesc piesa asta. Nu mai știu care din noi e Bibi. Mamă, păzea că mi-a trimis și vocal și poză. Acum să vedem care-i care. Și știu de unde e chestia asta. E de la live-ul meu, de la Pro FM. Se aude cum dă play la laptop sau la calculator la început. Se aude că nu sunt eu, că încerc să mă sperii. Ce nebunie! Hai să vedem și poza. Poza e poza. Hai să vedem. Dă-te-a, mă! Poza asta e luat fix din ultimul story pe care l-am postat. Fix înainte să fac vlogul mi-am făcut acel story. Wow, chiar tu ești. Ai și tatuajul pe mână. Apropo, superb tatuaj. Mulțumesc, sunt de aceeași părere. Exact. Da, Bibi asta chiar e pusă pe dovezi. Are și înregistrări. O duce capul. Nu așa piesa originală, a căutat un live. Mă copiază, cred că mi-a hecuit telefonul și nu umbră prin galerie. Este foarte urât ceea ce face. Și nu vrea să șteargă contul odată. Nesimțita. Jignește acest fake, nu-mi place. Bibi n-ar fi jignit. Cât de urât, nu pot să cred. Dă-i mesaj și zic că e nebună. Nu-mi place. Acest fake îi îndeamnă pe oameni să-mi spună că sunt nebună. Și raportați-o, să mă lase în pace.
nu înțeleg. Dacă ți-ai făcut cont fake, dar apreciezi acea persoană, de ce ai vrea răul? Adică oamenii s-o raporteze. Și cont cu 700.000 de urmăritori și verified s-o raporteze. Nu o să se întâmple chiar așa ușor. Dar da, poate își dorește acest număr de urmăritori să fie pe contul ăsta. Nu știu, mi-e greu să înțeleg. Dacă voi înțelegeți, scrieți-mi în comentarii neapărat. Și raportați-o să mă lase în pace, că nu mai am faimă pe contul meu din cauza ei. Lumea crede că ea e reală, dar eu sunt reală. Eu te cred pe tine și te voi susține indiferent de situație. Așa și trebuie. În loc să zici și tu mulțumesc cu ceva, că așa și trebuie, ții cu adevărata valoare. Hai să vorbim de bibișori. Hai să vedem ce are de spus fake-ul despre acest capitol. Ce părere ai despre bibișorii tăi? Sunt foarte tare, îmi place ideea, dar uneori sunt enervați că mă stresează cu mesaje. Ce rea e bibia asta? Cum să vorbești așa? Eu credeam că îți iubești mult bibișorii. Tu ai fost norocoasă că ți-am răspuns. Că 50-50, depinde. Și da și nu. Depinde cum mă abordează. Fiți atenți că am o mare fază aici. O să întreb. Îți place să vorbești cu ei? Eh, când am chef, ți-am zis, tu ești norocoasă că vorbesc cu tine. Notează în calendar, fată. Mamă, cât de amuzant e fake-ul ăsta. Ia să vedem, hai să-i trimit această fată un video. Eu cred că adevărata bibiță ar fi spus că răspunde în limita timpului și că îi face mare plăcere să vorbească cu bibișorii ei și că îi iubește cu adevărat. Te pup. Primite. Acum e momentul adevărului. Să vedem dacă este un fake care își dorește numărul mare pe care l-are Bibi pe contul ei, sau este un bibișor care mă apreciază foarte mult și își dorește să fie Bibi. Nu pot să cred, cum ești Bibi de pe acest cont? Poți să-mi dai numărul tău, te rog, iartă-mă, nu știu ce să zic, sunt cea mai mare fană. Mă simt groaznic. Îi zic, stai liniștită. Filmez un vlog și am văzut mesajul tău pe contul meu oficial și m-am gândit să fac un cont fake și să vorbesc cu tine. E superbă, promit că șterg contul, nu mai fac niciodată. Stai liniștită, te iert. Nu pot să cred, o să apar în vlog? Pot să-mi fac promovare? Ți-am îndeplinit dorința pentru câteva momente să fii Bibi. Cum a fost? Scuză-mă, Bibi, tu ești minunată, este vina mea. Stai liniștită, măi. Stai liniștită, te iert, zic ca să se calmeze. Îmi place să fiu tu, mi-aș dori să am viața ta, ești perfectă, sunt invidioasă pe tine. Deci acum am aflat motivul pentru care a făcut acest fake și a vrut să se dea drept mine. Mă apreciază, însă își dorea acel număr mare de urmăritori și susținerea pe care o are Bibi. Ai totul, dar tot te iubesc. Mă inspir să evoluez. Ce frumos! Chiar dacă fac greșeli ca asta, e supărată pe mine? Nu! Nu sunt supărată. Stai liniștită. Ești fată, nu? Da, ca tine! Măi, chiar mă apreciază mult. Două fete frumii suntem. Și modestă ca mine. S-ar putea să ne prietenim. Ești o drăguță. Te pup dulce și nu renunța la visul tău. Creează și fii tu. Da, am înțeles care a fost faza cu acest fake. Voi acum să nu vă apucați să faceți 7000 de conturi fake și să-mi dați mesaj, pentru că nu o să răspund la ele. Contul ăsta l-am văzut din pură coincidență și mi-a venit ideea să fac acest vlog, pentru că, sincer să fiu, chiar voiam să văd care-i treaba cu aceste conturi fake care au existat în număr super mare înainte să am acel verified. Dar da, nu răspund la conturi fake, răspund la fanpage-uri și răspund cu mare drag și, cum am spus, în limita timpului. Vă mulțumesc enorm pentru întreaga susținere. Sunteți foarte mulți care îmi scrieți, mă susțineți atât de frumos și îmi faceți niște super edituri și niște super fanpage-uri și vă iubesc maxim și vă sunt tare recunoscătoare pentru tot. Mi s-a părut super fun să vorbesc cu fake-ul meu, mai ales că finalul a fost unul foarte drăguț și mi-a dat un vibe foarte bun. Am înțeles de fapt că era un bibișor care mă aprecia super mult. Acesta a fost vlogul. Vă mulțumesc că v-ați uitat, că îmi sunteți alături. Nu uitați să apăsați pe butoanele de like, share, subscribe. Să postați acest vlog la voi pe story, să afle cât mai mulți prieteni de el, să-mi dați tag și poate o să vă repostez. Eu am fost Bibi, cea reală. V-am pupat tare, tare, mua! Și ne vedem data viitoare. Pa!